ziua sunt Tatiana Andrieș. După o zi de sărbătoare, în care am făcut un pic cunoștință, mă refer la fetele din grupul de Facebook, am făcut un pic cunoștință între noi, să știm de unde suntem, lăsăm deoparte sărbătoarea și începem din nou să lucrăm. Astăzi vom învăța un nou model, mă refer la doamnele începătoare, un nou model, un nou mod în care putem îmbrăca un glob, fie din scârț, să-i spunem așa, cum spunem noi românește, fie dacă aveți globuri din plastic, fie le puteți apoi umple cu melana. Eu am acest glob din scârț, care are un diametru de aproximativ 4 cm și vom lucra astăzi din nou un model pe care cu siguranță toate doamnele începătoare îl vor aprecia. Doamnele care lucrează mai de mult îl cunosc. Este foarte ușor. Popcorn. Voi folosi același fir Bravo, firul de la Schakenmeier, firul poliacrilic. Voi folosi croșetul cu numărul 3, apoi vom avea nevoie de firul de lame, acul mare pentru cusut lână. Vom avea nevoie de un pic de lipici, fie lipiciul lichid, fie cel la cald. Vom avea nevoie de o pămblicuță, indiferent de culoare, puneți culoarea care doriți dumneavoastră. Și eu am decis să atașez o floricică pe care am cumpărat-o din comerț și aceste două frunzulițe, pentru care veți găsi tutorial la lumânarea croșetată. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm, bineînțeles, să nu uităm de foarfece. Voi începe cu primul, voi lăsa o bucățică de fir mai lungă și voi face primul ochi de lanț. Vom începe să facem ochiuri de lanț. Acestea vor trebui să fie număr impar. Deci, eu acum am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nu trebuie să fie număr cu soț, să știți. Și vom măsura înălțimea globului. Deci voi face alte două ochiuri, să fie 15. În acest moment vom începe să lucrăm un rând de piciorușe scurte. Voi face un ochi de lanț care ține locul primului picioruș scurt și apoi voi face piciorușe scurte. Tot rândul va fi în acest mod. Sper să vedeți, pentru că așa cum vă spun întotdeauna, laptopul meu este undeva într-o parte, locul fiind mic aici unde filmez, nu pot să îl am în fața mea, să văd exact modul în care, dar am aranjat camera dinainte, în așa fel încât dumneavoastră să puteți vedea ceea ce lucrez. Deci vom face acest rând piciorușe scurte. Tot rândul. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi lucra un ochi de lanț. Voi întoarce lucru. Voi intra în corespondența primului picioruș și voi face un picioruș alunecat. Fiecare rând va începe și va termina cu un picioruș alunecat. Acum voi lua firul odată pe croșet. A doua oară voi intra în următorul picioruș. Voi lucra acest picioruș dublu, înalt,
de răbdare, că firul, fiind nu este atât de bine filat, vedeți, îmi face un pic de probleme. Așa. Voi închide totul în felul acesta, iar apoi următorul picioruș voi face un fir alunecat. Din nou, voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi lucra din nou acest picioruș dublu înalt. Sper să nu mai facă probleme. Voi închide împreună. Iar următorul picioruș va fi un picioruș alunecat. Din nou, de două ori firul pe croșet, intrăm în următorul picioruș, lucrăm un picioruș dublu înalt, închidem împreună, un picioruș alunecat, din nou de două ori firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș, lucrăm acest picioruș dublu înalt, întotdeauna am probleme cu acest tip de croșet și firul nefiind atât de bine filat, până când se dă mâna un pic, am probleme. Acum voi intra în următorul picioruș, voi face din nou picioruș dublu înalt. Deci acesta este modelul de bază. Sper să nu mi se întrerupă din nou laptopul. Internetul este foarte, foarte slab. Sunt foarte dezamăgită din cauza aceasta, pentru că mi-a foarte mult timp să încarc tutorialele de ore întregi pentru un tutorial de câteva 10 de minute. Acum un picioruș alunecat. Voi face ultimul picioruș dublu înalt. Le voi închide. Iar acum voi face ultimul picioruș alunecat. Întotdeauna, așa cum vă spuneam, fiecare rând îl vom începe și îl vom termina cu un picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, ia uitați-vă ce frumos iese pe față, voi întoarce lucrul și în corespondența fiecărui picioruș voi face un picioruș scurt. Dar mai întâi, aici, în corespondența primului picioruș, voi face acel picioruș alunecat, așa cum vă spuneam. Apoi voi face picioruș scurt, între cele două modele, din nou, un picioruș scurt, corespondența punctului popcorn, un picioruș scurt, între cele două puncte popcorn, un nou picioruș scurt. Aici din nou vă va fi un pic mai dificil până când se dă mâna și voi veți vedea că lucrați foarte ușor. Primele rânduri, primul, al doilea, vor fi un pic mai greu de lucrat. Dar după aceea veți vedea că totul va merge perfect.
Și acest model se lucrează fără să scădem, fără să înmulțim. Deci vom lucra drept, atât cât avem nevoie să acoperim, să îmbrăcăm globul, mai bine zis. Aici am ajuns la ultimul picioruș. Voi face un picioruș scurt. Un ochi de lanț. Voi întoarce lucrul. Voi intra în corespondența primului picioruș și voi face un picioruș alunecat, după care voi continua în același mod. Am luat de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența piciorușului următor, voi face un picioruș dublu înalt, un picioruș alunecat, picioruș dublu înalt, piciorul alunecat, din nou piciorul dublu înalt. Deci repetăm practic același model. Ne uitând să intercalăm rândul de piciorușe scurte. Să închidem aici. Urăsc acest tip de croșet, vă rog să mă credeți. Nu sunt precum croșetele noastre de acasă, au un vârf mult mai întors, pentru că, așa cum am repetat de nenumărate ori, doamnele de aici țin croșetul în modul în care ținem noi pixul sau creionul, eu în acel mod nu aș putea lucra, nu sunt obișnuită ca la noi acasă. Înalt. Fir alunecat. Un picioruș dublu înalt. Vom închide, după care vom face ultimul picioruș alunecat. Din nou aici voi avea probleme, ca întotdeauna. De ce te joci cu mine? Așa. Iar acum din nou, un ochi de lanț, vom întoarce lucrul, vom face piciorușe scurte și vom repeta totul de la capăt. În felul acesta vom lucra atâtea rânduri cât avem nevoie cât să îmbrăcăm globul. Acum depinde și de mărimea globului dumneavoastră. Și de aceea vă spuneam că este nevoie ca numărul de ochiuri cu care începem
să fie dispar. Deci 13, 5, 15, 17, în funcție de mărimea globului. Nu trebuie să fie numere pare. Vom continua singure. După cum vedeți, piciorușul scurt pe care îl fac în corespondența punctului popcorn, îl iau de aici, din spate. Cred că se vede. Voi termina acest rând împreună cu dumneavoastră. După ce voi lucra singură și dumneavoastră la fel. Iar când ajungem la capătul lucrării, ne întâlnim să îmbrăcăm globul. Așa se prezintă modelul. Noi ne întâlnim când ajungem la o anumită dimensiune. Am ajuns aproape la capătul lucrării. Spun aproape pentru că trebuie să punem globul să vedem dacă îl acoperă. Nu trebuie să fie nici prea larg și să nu uităm că la început am lucrat un rând de piciorușe scurte. Va trebui să închidem cu un rând din modelul popcorn. Acum că am dimensiunea necesară, vom închide lucrarea. Scurtez firul. Acest glob fuge peste tot. Voi închide în felul acesta. Voi coase părțile între ele. Așa. De aceea spuneam că avem nevoie de acul cu gaură mare. Sunt și un pic înghețată de frig. Astăzi am avut o zi foarte, foarte grea, foarte urâtă. Deci, exact ca la celălalt model, vom coase picioruș cu picioruș până când vom ajunge la capăt. Apoi vom introduce în interior globul. Dacă nu aveți glob și doriți să lucrați acest model, puteți să umpleți cu melană după ce veți închide una dintre părți. Voi continua să cos. De aceea a fost nevoie și la începutul rândului să las o bucată de fir mai lung. Cu acea bucată de fir închid partea laterală. În felul acesta. Am ajuns aproape la capătul acestui rând. Vedeți că mă strânge în gât. Eu sunt aici înghețată de frig deja, dar nu are importanță. Momentul în care am ajuns aici, vom întări un pic pentru a da stabilitate lucrării.
acum voi scurta firul, dar mai întâi îl voi trage în interior, să nu se vadă. Chiar putem să-l lăsăm și așa, nicio problemă. Acum vom introduce înăuntru globul. Exact cum am făcut și cu celălalt model. Vă amintiți? Foarte ușor, foarte simplu. Așa. Și din nou, cu ajutorul lacului, vom închide partea de sus și partea de desubt. Cine nu dispune de aceste globuri, așa cum vă spuneam, după ce ați închis una dintre părțile, după ce ați închis partea laterală și una dintre părțile de jos, puteți umple cu melană. Efectul va fi același. Voi începe exact ca rândul trecut, așa cum v-am arătat, voi trece picioruș cu picioruș, voi coase. În același timp voi strânge lucrarea. În măsură ce vom coase, vom strânge. Între timp, voi deja pregătesc o altă lucrare mai mare. Sper să vă fie pe plac ceea ce lucrez. Sper să nu fiți prea critice cu mine, pentru că chiar mă străduiesc din toate puterile să vin cu tutoriale noi, cu tutoriale care nu se găsesc în limba română, cu tutoriale care să fie accesibile și doamnelor începătoare. Uitați-vă, am ajuns aici la capăt. Aici voi închide un pic, voi da câteva cusături. În felul acesta vom întări lucrarea. Vreau să-mi scuzați un pic la începutul, pentru că ați văzut, firul meu nu este atât de calitativ pe cât vrea să pară. Și în afară de aceasta, așa cum vă spuneam, acest tip de croșet chiar îl urăsc. Voi merge cu firul în sus, pentru că este destul de lung. Nu îl voi tăia și în același mod voi închide și partea de deasupra. Sper să am destul timp să îl încarc până în seara aceasta, astfel încât dumneavoastră să puteți beneficia de această nouă lucrare. Sper să vă placă, să lucrați cu plăcere. Mi-ar plăcea să văd pe pagina grupului tutoriale, după tutorialele mele. Așa, încă un pic. Cusătură, două. Și am ajuns la capăt. Vom strânge și aici, vom coase, atât cât să închidem lucrarea. Se prezintă frumos. Vedeți că putem lucra globuri și fără să ne chinuim atât de mult cu
cu mulțiri, cu scăderi, bineînțeles, sunt într-o unică culoare, dar efectul acestora mie mi-a plăcut foarte mult. Deci este ceva nou, ceva deosebit, ceva care nu veți găsi. Acum voi aplica firul de la me, în modul în care să pot, îl voi pune în ac, în modul în care să pot pune globul în brăduț, voi lăsa o bucățică cât consider eu că am nevoie. Exact pe mijlocul globului. Acum voi face un nod aici. Voi trage în interiorul lucrării, sper să nu se observe, să nu se vadă. Așa, deci nu se va vedea, voi scurta capetele de fir. Deoparte, cu bricheta un pic, cu atenție, voi arde aici, iar acum voi face o fondiță pentru a-l decora. Așa cum știți, întotdeauna v-am arătat modul în care facem fondița perfectă. Dacă nu doriți, puteți să lăsați chiar și simplu. Eu voi pune un pic de lipici lichid. Panglicuța mea are 2 cm și jumătate de lărgime, de lățime. Fixa modul în care totul să fie perfect. Puțin un pic să se lipească până când se va lipi bine. Eu voi face capetele, voi pune panglicuța în două, în felul acesta. Un pic. Voi da un pic de stabilitate cu bricheta. Voi face și aceasta a doua parte. Este un pic de migală, însă merită efortul, spun eu. Face și aici un pic cu bricheta pentru a opri. Acum voi atașa aceste frunzulițe care vă spuneam, pentru ele veți găsi tutorialul cu lumânărica croșetată.
În felul acesta voi da un pic de culoare, de sărbătoare lucrării. Voi pune aici un pic din lipiciul lichid. Așa fondița totul. Iar deasupra voi aplica această floricică. Voi scurta codița pentru că nu am nevoie de ea. Din nou un pic din lipiciul lichid. Pune aici. La alegerea dumneavoastră, modul în care decorați globulețul, eu doar vin cu idei, cu idei care sper să vă placă, dar la libera alegere puteți decora cum doriți. Acesta este globul. Aceasta am dorit să vă prezint astăzi. Dacă aveți ceva nelămuriri, puteți foarte bine să scrieți în comentariile dumneavoastră. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un share, un comentariu la lucrare și uitați-vă. Acesta este globul nostru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și mă voi întoarce cu un nou tutorial surpriză, din nou surpriză. Veți vedea apoi. O zi frumoasă tuturor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept din nou alături de mine. La revedere!